La Muzeul Național de Artă Timișoara, stimați telespectatori, am vizitat, avem onoarea să vorbim despre ceea ce se întâmplă aici, 30 ianuarie 2024, 30 ianuarie 2023, o expoziție inedită, Brâncuș. Domnule director... Domnule muzeograf, sunt onorat, vreau să vă prezentați și să ne spuneți câteva lucruri despre tot ceea ce s-a întâmplat în aceste zile aici și despre impact, ca să spunem așa, la publicul larg care a vizitat expoziția. Sigur, numele meu este Babușceac Alexandru, lucrez în calitate de muzeograf aici la Muzeul Național de Artă din Timișoara și această expoziție a reprezentat pentru noi o oportunitate extraordinară, deoarece pe lângă celelalte expoziții de mare impact care au mai fost în anul capitale, cum a fost expoziția Paul Neagu, expoziția Victor Brauner, dedicată unor artiști români care de asemenea lui Brâncuș au plecat în străinătate și și-au făcut renumele, și bineînțeles această expoziție Constantin Brâncuș, cu adevărat cred că putem spune că ne-a pus pe harta culturală atât a regiunii, a țării, dar și la nivel european, cumva reafirmând poziția pe care orașul cândva a avut-o în cadrul Europei Centrale și creând niște legături cu muzee de talie internațională, deschizând aceste drumuri de colaborare cu muzee precum Centre Pompidou de la Paris, Tate Modern de la Londra, Muzeul Guggenheim de la Veneția și bineînțeles în continuare muzeele din țară precum Muzeul Național al României și Muzeul de Artă de la Craiova, cu care avem și vom avea în continuare colaborări. Impactul asupra publicului a fost unul impresionant. Oamenii au venit cu mile. Am înțeles cel puțin 1200 pe zi, nu? Da, da. Putem ține evidența în funcție cu 4 luni, nu? Exact, înmulțită, ajungem undeva rotunjit la aproape 100.000 de oameni. Un număr fascinant, având în vedere că înainte de anul 2022, muzeul avea 1.000 de vizitatori pe lună. Acum, practic, am ajuns la câți vizitatori aveam înainte pe lună, pe zi. Și mare parte din oraș a venit deja, poate aproape fiecare cetățean care și-a prezentat un interes în artă a venit să vadă această expoziție epocală, prima după 50 de ani realizată pe teritoriul țării noastre, prima expoziție retrospectivă care a adunat... Nu știu când va fi următoarea. Nu știm, va rămâne de văzut, bineînțeles, ce se va întâmpla și când se va întâmpla, dar da, a fost o oportunitate și cu siguranță am putea spune perla capitalei europene și a acestui program cultural axat foarte mult în această direcție artistică. De când ai spus perla capitalei europene, 2023 a însemnat pentru Timișoara progres în acest domeniu, a fost capitală culturală europeană și iată că cireașa de pe tort, ca să spunem așa, înseamnă această expoziție, mega expoziție Brâncuș. Da, adevărat. Eu țin să vă mulțumesc și am văzut și un filmuleț, dacă o să ne permiteți să preluăm și de acolo secvenție, noi am filmat, vă dorim succes și să ne vedem cu bine. Vă mulțumim foarte frumos și mulțumim că ați venit în vizită la noi și bineînțeles vă așteptăm și pe viitor. Se cuvine, domnule Dumitru Buțoi, să vă salutăm. Suntem la Muzeul de Artă din Timișoara, suntem la expoziția Brâncuș, dar v-am, mă rog, surprins, ca să spunem așa, cu o rugăminte de a spune o frază despre ce s-a întâmplat, despre organizarea pe care la Consiliul Județean, împreună cu Consiliul Județean, ați facilitat-o, inclusiv pentru lansarea noastră de carte.
Da, în primul rând vreau să vă mulțumesc și apreciez faptul că ați reușit să participați, să vizitați această expoziție care a fost inclusă ca un proiect reprezentativ pentru România în proiectul european Timișoara, capitală europeană. Acum suntem pe finalul acestei expoziții, a avut un succes cred nescontat la un moment dat, pentru că zilnic au fost vizitatorii care au așteptat să intre minute bune să viziteze această expoziție. Brâncuși reprezintă într-adevăr un reper de universalitate, dacă putem spune așa, pentru poporul român și eu mă bucur că am reușit să fim împreună, să respirăm acest aer de universalitate și mai mult decât atât sunt mândru că în fiecare an merg la Târgu Jiu, de acolo de unde este și soția, și mă bucur din plin de benefacerile acestei expoziții, acestui monument viu al sculpturii românești, cu Poarta Sărutului, Coloana Infinitului și Masa Tăcerii și, bineînțeles, celelalte opere de artă pe care, sincer să fim, noi românii le-am cunoscut mai puțin și iată că avem prilejul de a le descoperi împreună cu această expoziție. Nu înainte de a vă mulțumi, dar de a comenta un pic întâlnirea pe care ați organizat-o la Consiliul Județean, dedicată marelui poet Eminescu, apoi lansarea de cartea domnului Pavel Abraham și Petru Făsilă și nu în ultimul rând această întâlnire pe care Consiliul Județean, am înțeles, a top cu domnul Abraham, o continuă chiar și în acest moment. Ați fost implicat în organizarea acestor trei întâlniri importante, zic, cu respectul cuvenit pentru dumneavoastră, importante și pentru comunitate, dar și pentru sala plină, sala Revoluției, am înțeles, din cadrul Consiliului Județean. Da, poate că și sala Revoluției a avut un impact, să zic așa, primordial, pentru că de obicei făceam în sala de jos multifuncțională, unde mai mult se discute despre politică. Așadar, a fost foarte bine că sala Revoluției ne-a impulsionat și mai mult să ne adunăm și, într-adevăr, să ne bucurăm de întâlnirea cu dumneavoastră și cu cele două prezentări de cărți, respectiv Dincolo de cuvinte a domnului general Abraham, Pavel Abraham, și Libertatea de a fi povara libertății. A libertății, Petru Frăsilă, pe care din cât am reușit să vizualizez pe cartea trimisă pe online, am reușit să îmi fac cât o părere asupra faptului că scrieți într-adevăr despre viața socială, cum să spun, socială a comunității și ați surprins o serie de oameni din diverse domenii de activitate. Este lăudabil, pentru că așa reușim să mai descoperim oameni care într-adevăr fac ceva pentru cultura și spiritul național românesc. Un gând bun și pentru dumneavoastră, domnule Dumitru Buțoi. Știu că aveți o publicație, de fapt trei, și că munciți în continuare până la bătrânețe, era o zicală. Da, nu vreau să... Nu sunteți tânăr, aveți vreme. Sunt încă tânăr și liber în cuget. Pentru că așa am fost obișnuit de când mă știu, de 45 de ani, public și editez trei reviste, într-adevăr, care au ISSN-ul și consider că acestea sunt o fereastră deschisă pentru cei care vor să publice și au restricții prin alte reviste considerate, eu știu, la nivel național, mult mai elevate, să spunem așa, și accesul este mult mai dificil. Eu sunt libertin și așa am obișnuit să dau, să creez un culoar pentru fiecare să meargă pe drumul său. Vă mulțumesc încă o dată și vă așteptăm la Iași.
Mulțumim frumos și noi și așa cum am spus și în fața invitaților, Timișoara, Iași și București va rămâne o axă a prieteniei, de iubire și simțire românească.